Partidul Social Democrat își asumă creșterea salariului minim pe economie. Iată ce spune Alexandru Iovescu, liderul grupului de consilieri județeni PSD despre această creștere. În 2020, militam pentru introducerea salariului minim european împreună cu colegii mei din PSD, iar anul acesta salariul minim european va fi introdus în România. Campania pentru un salariu minim european a strâns atunci peste 20.000 de semnături de susținere și a avut ca menire să sprijine eforturile PES pentru introducerea

PSD își asumă ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european în România până la finalul anului 2024. În acest sens, se lucrează deja la elaborarea unei propuneri de reglementare pentru transpunerea în legislația națională a directivei europene privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. Creșterea salariului minim la 3700 de lei, anunțată de premierul Marcel Ciolacu pentru data de 1 iulie 2024, va ridica veniturile salariale la nivel nivel corespunzător pentru introducerea mecanismului de majorare automată a salariilor, conform prevederilor din directiva europeană. Orice efect pozitiv din economie trebuie să se reflecte și în veniturile salariale ale cetățenilor. Introducerea salariului minim european va constitui un beneficiu important, în special pentru salariații din sectorul privat, unde există cel mai mare număr de angajați încadrați cu acest nivel minim de salarizare. Transmite Alexandru Iovescu, liderul grupului de consilier județeni PSD.